Atletismul este în fruntea clasamentului celor mai buni sportivi ai județului Prahova. Astăzi, la sala Olimpia a avut loc premiera celor mai buni sportivi ai anului. Judoul a luat an la rând locul întâi, dar de data aceasta nici măcar nu a fost prezent. Evenimentul a fost deschis de colindători care l-au urat de toate tuturor. Atletismul a obținut cele mai bune rezultate în acest an, unele dintre ele chiar istorice. Ștafeta de 4x200 de metri a reușit să doboare recordul național la juniori, tinereți și seniori vechi de peste 40 de ani, dar s-au câștigat și numeroase medalii internaționale. Cel mai bun a fost desemnat Mihai Pâslaru. Sportivul antrenat de Maria Andrei este vicecampion european de cadeți. Mă aflu în fața dumneavoastră și sunt emoționată și onorată în același timp. Vreau să vă spun că am avut un an extraordinar cu rezultate deosebite la nivel național, la nivel internațional. Profesorilor mei care își dedică tot timpul, care vin din vacanța lor, din concediilor, sunt la duminica, vin și ne antrenează, fac eforturi extraordinare pentru a avea aceste rezultate. Pe locul 2 la sporturi olimpice s-a clasat Marius Ionescu de la CSM Ploiești. Olteanul a ocupat locul 26 la Olimpiada de la Rio, a obținut un aur și un argint la Grand Prix-urile din acest an. Maratonistul a venit împreună cu iubita, aceasta fiind o piesă importantă în cariera sa. Vom face ca 2017, sau cel puțin vom încerca, ca 2017 să fie un an cât mai bun și cu realizări mai mari decât 2016. Locul 3 a fost obținut de boxerul Gabriel Șchiopu. Sportivul pregătit de maestrul Ion Moroiță a cucerit medalia de bronz la campionatul european de juniori. Cea mai mare prezență a avut-o CSO Sinaia, care prin sportivii săi a reușit câteva rezultate notabile. La sporturile neolimpice, karateca de la club sportiv Conpet a obținut primul loc. Dansul sportiv a fost recompensat în premieră, iar clubul Ambiția Mădălin a fost apreciat pentru colaborarea cu Direcția Județeană de Sport.